Cea de două săptămâni spunea că vorbește cu tine la telefon și că te-a anunțat de planurile ei. Nu, nu, mai mine m-a anunțat al arteri. Aseară al arteri, m-a împrânit, ați vorbit, zicea că mergeți de la aeroport Da, foarte puțin, dar... Da, foarte puțin, dar urmează să merg la club acum, să vedem ce se întâmplă, într-adevăr. Și nu știu mai multe. Trebuia în avut de jucători. Da, se încearcă aducerea 10 jucători. Nu știu cine vor fi aceia. De asta vă spun că nu pot să vă declar prea multe. A rămas să discutăm astăzi la club, la antrenament. Dar nu știu asta, stai să vedem. I-ai dat o listă cu jucători pe care tu ai dat-o? Lista am avut-o de la începutul pregătirii. Listă cu jucători. Să vedem. Adică dacă ce se pot... să spun? Nu vreți să continui ca șantenor? Sau ce să... Păi nu, stai să vedem, că încă n-am o confirmare oficială. Trebuie să discut cu ea la birou acum. Dar repet, eu abia de acum două zile am știut. Deci pe mine acum două zile m-a sunat. Sunt jucători care au venit deja, spre exemplu, pe Ciupe l-am văzut. El a semnat deja cu Universitatea Cluj și s-a antrenat astăzi cu el. Pare că va semna astăzi cu Universitatea Cluj. Cred, sper. Și am înțeles că și alți doi jucători veniți de la Chiajna au semnat deja tot din declarația lui Ana Maria, știu. Da. Nu, nu. Albuț, nicăte știu, nu. Deci este un mijlocaș și un atacant, cei doi veniți de la Chiajna. Da, stai să vedem acum, când să vedem contracte. Da, dar se pare că au semnat cu Cluj. Repet, vă pot spune mai mult, pentru că oficial n-am discutat absolut nimic. Ai fost surprins când ai aflat că Ana vine la Cluj și se echipa? Cum ai reacționat? Da, am fost surprins. Acum, haideți.